Liceul Tehnologic Alexe Marin a început cu dreptul seria etapelor naționale ale concursurilor și olimpiadelor școlare. Chiar dacă studiază la un profil tehnic, elevii de aici reușesc să obțină rezultate de excepție și la discipline de cultură generală. Aflați la prima participare a județului Olt la concursul național Quest, elevii de aici au reușit să obțină rezultate remarcabile, întorcându-se chiar cu un premiu pe podium. Testul în sine era format din 3 subiecte. Și la primul subiect trebuia să citim mai multe texte și ne dădea niște întrebări și trebuia să asociem întrebările cu textele specifice. Apoi urmau niște exerciții de conjugat cuvinte, de reformulat propoziții și la al treilea subiect ne-a dat de făcut un articol despre cel mai important lucru pe care l-am învățat noi în viață și de ce e important pentru noi. Tu ce ai ales? Eu personal am ales reparatul calculatoarelor. A fost frumos, am mai explorat orașul în Baia Mare și nu mă așteptam să ajung, ținând cont că este prima oară când particip la un concurs. La primul subiect am avut de citit un text și depus răspunsul corect. La al doilea am avut să alegem răspunsul corect, să partea de gramatică. La partea de gramatică. Și al treilea am avut de a face un e-mail pentru un prieten spunând ce putem să vizităm în oraș. Profesorii celor doi elevi au fost foarte încântați de rezultatele obținute. Chiar dacă munca din spate a fost asiduă, cadrele didactice speră ca tinerii să-și exploateze potențialul la maxim, iar în anii următori să cucerească toate treptele podiumului. Este prima dată când liceul nostru participă la un astfel de concurs național pentru liceele tehnologice și vocaționale. Doar anul acesta s-a organizat o fază județeană, locală și județeană. Deși concursul are o vechime de 11 ani. Noi suntem mari câștigători pentru că avem o astfel de piatră rară, aș putea să-i spun. Claudiu este un elev deosebit. Am avut șansa să-l avem aici, la noi. Este foarte modest, ar fi putut să vă spună că în clasa 8-a s-a calificat la faza națională, elev fiind la un liceu de aici din Slatina, sub îndrumarea doamnei Nicolescu Daniela. Dar neșansa lui a fost să fie chiar anul cu pandemia. Și atunci și anul acela a ratat participarea la națională și anul următor, fiind la noi aici în clasa 9-a, când am aflat, să știți, dintr-o pură coincidență de rezultatele lui, căutând să văd ce a făcut fiica mea, am dat de numele lui și atunci am aflat că el avusese o astfel de șansă să meargă la națională. Am profitat de această ocazie și nu regretăm sub nicio formă. A fost ceva deosebit, iar pentru viitor sperăm să lucrăm mai mult și să obținem poate și un premiu. Liceul Tehnologic Alexe Marin așteaptă acum și rezultatele celorlalți elevi calificați la etapele naționale ale concursurilor și olimpiadelor școlare, atât de cultură generală, cât și cele de profil tehnic și tehnologic.